Salutare, salutare, John! Sfârșitul de an vine cu o dublă provocare. Eu am acceptat provocarea Campo Frio de a oferi cel mai blană cadou pe 2017, iar FOA a acceptat provocarea de a mă chema în bucătăria lui. Nu știu ce să zic, ai fost curajos, John! John, trebuie să recunosc că curajul e la el acasă, mai ales când sunt la mine acasă. Mamă, cum arată! Deci, uite-mă, vezi prin el, bă. Deci este împotriva religiei noastre să tăiem hamonul mai gros de atât? Gata, vin! John, accept provocarea? Accept provocarea, păi cum? Dorian, e super simplu. Uite, nu trebuie decât să încerci să tai drept, da? Și să duci cuțitul și să-l aduci cât mai mult, da? A, cursa lungă. Cursa lungă, exact. Uite, da? Da, uite, asta e felia perfectă, da? Și asta este felia perfectă, aproape transparentă, da? Și asta e perfectă și de mâncat, cum s-ar spune. Sigur, este numai bună de... S-a prea dintr-o înghițitură. Ușor, nu a apăsat foarte tare pe cuțit. Intri. Da? Și acum du-te bine, nu te grăbi, nu grăbi. E gros ăsta? Este ok, este ok. Hai mă, fii serios! E gros! E gros. Ți-am zis că e... Ce s-a jalapeno? Deci ăsta este pentru tine, da? Așa. Și tu o să mănânci în felul următor. Hai, explică-te. Jalapeno, ai hamon, manchego. De asta îmi place mă să vin în bucătăria lui Fo, ai înțeles? Că e clar că pleci cu burta plină, oricât de pomedat ai venit. Așa, și după aceea închizi treaba și ai un sandwich cu hamon aici. De jalapeno cu hamon. Bă, și nu-mi fac catitiresul de la asta? Tu ești cu provocări, sunt și eu cu provocări. Provocarea mea este să-mi dai shot. Hai mă, ia! Shot! John, nu rămâne nimic. Bucură-te de el. Excelent. Hai că n-ai murit azi. Campo Frio mi-a propus, băieții Daniel și Foa m-au convins că este cea mai tare provocare, iar în acest moment o să decid cui dau eu hamonul. Hamonul ăsta superb, acest cadou ieșit din comun, merge de aceste sărbători către mama mea. Mamișor, ție-ți dau acest cadou și pentru că mi se pare o super provocare, aleg acum cu băieții aici de față să întorc provocarea către voi. Da, ați auzit bine. Voi trebuie să-mi spuneți cui ați dărui cadou acest hamon cu un pachet complet de pregătire pentru sărbătorile lui 2017. Îi salut și pe Foa și pe Daniel și le mulțumesc pentru tot. Ha! Asta este provocarea noastră. Nu uitați, dacă vreți să dați cadou acest hamon, puteți să-l căutați atât în supermarketuri cât și online.